vă rugăm să binecuvântați lucrurile. Doamne, Dumnezeu le binecuvântează. Să-i stăpânul și arhiepiscopul nostru Ioachim, Doamne, îl păzește într-o bună țață până, într-o bună să spărească Dumnezeu din zboare, de să avem apă. Apă de tot fel, apă de mers la cer, și apă vindecătoare. Și pentru proscomii de-au dat apă. Da, foarte mult. Înalt preasfinția voastră, ca și delegat al Înalt preasfinției voastre în zonă, am primit acest cuvânt din partea domnului primar ca să facem o zi binecuvântată, mai ales astăzi în ajunul unei sărbători importante, și vă mulțumim pentru acest lucru binecuvântat pe care îl faceți, să binecuvântați apa oneștenilor. Invit pe domnul primar Nicolae Ignatiuc să facă o mică prezentare a obiectivului acestuia, salutând totodată prezența tuturor celor care fac parte din societatea Raja, care este pentru noi o societate ce arată curățenie și bună sporire. Mulțumim! Înalt preasfinția voastră, preacucetnici părinți, domnule director general al societății Raja Constanța, domnilor directori, stimați colegi din Consiliul Local, dragi oneșteni, mă bucur să fiu părtaș astăzi la un eveniment cu totul special în sânul comunității noastre. Și dacă acum 5 luni de zile părea imposibil, iată că Dumnezeu a rânduit ca ceea ce pentru oameni de rând pare imposibil să fie posibil. Și anume, municipiul Onești începe să intre într-o stare de normalitate în privința alimentării cu apă și a canalizării. 20 de ani cred că a fost suficient în, să zic, în apelele tulburi în care am navigat, și iată că lucrurile se limpeze, se așează. Sper că ceea ce drumul, să zic, sau acesta pe care am pornit împreună cu Raja Constanța să fie unul lung, drept, să fie cu multe binecuvântări pentru oneșteni, pentru că le merită din plin. Vă mulțumesc, cred că este mai bine să prezinte din punct de vedere al investițiilor ce urmează a fi făcute în municipiul Onești, toate aceste lucruri să fie prezentate de către domnul director general. În Al Preasfinția voastră, vă mulțumim, suntem onorați că sunteți în mijlocul nostru și vă rog să binecuvântați această lucrare, care spun că este cu siguranță lucrarea lui Dumnezeu la Onești. Vă rugăm! Binecuvântați, înalt preasfințite stăpâne, slavă sfinte, cele de o ființă de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh!
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dătătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule, cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care faci minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care văzându-te apele s-au temut și s-au tulburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor, al cărui umblet este în mare și cărările în ape multe și pașii tăi nu se cunosc, care prin botez viunea a născut Fiului tău, celui întrupat și prin venirea preasfântului Duh asupra lui închid de porumbel și prin glasul tău cel părintesc ai sfințit curgerul Iordanului, pe tine acum cu milință te rugăm, cu stăruință te cerem noi nevrednicii romii tăi, trimite harul preasfântului Duh peste apa aceasta și cu cerească ta binecuvântare, binecuvintează-o, curățește-o, sfințește-o și dăruiește puterea cea curățitoare de toate întinăciunea și care vindecă toată neputința și alungă demonii și toate uneltirile și cursele lor. Iar cu venirea, cu lucrarea și cu harul preasfântului Duh, arată tuturor robilor tăi care cu credință o vor bea, o vor lua, se vor stropi cu ea, să le fie spre iertarea păcatelor, spre depărtarea pătimirilor,
alungarea tot răul spre înmulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea caselor și a locurilor acestora, spre alungarea tuturor duhurilor pierzătoare și răufăcătoare și spre dobândirea harului Tău. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care binecuvintei, sfințești toate, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Copitele voastre, Domnului, să ne plecați. Ție, Doamne. Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul părinților noștri, căruia a fost bineplăcută și bineprimită vărsarea undelemnului pe care l-a turnat Iacov pe piatra pe care a pus-o stâlp și a numit-o casa lui Dumnezeu, te rugăm. Caută și acum cu milă la undelemnul acesta, binecuvintează-l și sfințește-l cu cerească Ta binecuvântare și dă putere prin harul prea Sfântului Tău Duh, ca toate câte spre slava Ta se vor unge cu el, să fie sfințite și binecuvântate și bineplăcute și bineprimite. Cu îndurările unui născut Fiului Tău, care binecuvântat ești prea Sfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat zicând, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar acestea a zis-o despre Duhul care trebuia să vină, care avea să-L primească a cei ce cred într-o El, căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu se prea slăvise. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Dumnezeul nostru, cel ce a iluminat pe Ezechia ca să adune apele Gihonului într-o singură
și le-a făcut să curgă ca să îndestuleze cetatea cu apă. Iar prin profetul Isaia ai spus că vei da drumul la râuri de pe dealuri înalte și la izvoare în mijlocul văilor. Pustiul vei preface în iad și pământul uscat în praie de apă. Pe tine acum te rugăm. Binecuvintează rezervoarele acestea de apă, așezate aici, și pe toți care s-au ostenit la construirea acestora, prin venirea preasfântului și de viață făcătorului tău asupra lor, avându-l ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae, și binecuvintează de asemenea pe toți care vor bea din apa aceasta, ca prin ea să te cunoască pe tine Duhul tău cel Sfânt ca izvor nesecat de apă vie. Binecuvintează, Doamne, izvoarele acestor rezervoare, care nu seacă niciodată, ca să fie spre folosul și trebuința oamenilor și a necuvântătoarelor, iar țara noastră ferește de plăgile Egiptului, precum ai păzit odinioară pe Israel, să nu prefaci din pricina păcatelor noastre râurile țării în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat. Dăruiește-ne la sfârșitul vieții noastre ca să bem din râul și din apa vieții cea limpede care, cum e creștarul și care izvorăște din tronul împărăției tale. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți cei care au murit în necas sau striviți de malurile pământului, dar și pe toți cei care au adormit în dunădejdea învierii veșnice și așează în împărăția cerului după credința și faptele fiecărui. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut fiului tău, care binecuvântate și cu preasfântul și bunul de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se binecuvintează și se sfințește depozitul acesta de apă, ocrotitor avându-l pe Sfântul Ierarh Nicolae, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu un de lemn sfințit. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor greșit, asura cerului potrivi dăruiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic tăruiește, și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miluință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic hăruiește, și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, și binecuvintează
puternice care toate le faci și le prefaci numai cu voința ta, care prin locuri neumblate afli trecere cu înțelepciunea ta cea neagrăită și necuprinsă. Cel ce din piatră seacă ai făcut să curgă izvoare de ape și ai adăpată pe poporul tău cel înzetat, însuși și acum stăpânea toate, asupra rugăciunea noastră a păcătoșilor și nevrednicilor robilor tăi, și ne dăruiește nouă în acest loc apă limpede, bună, îmbelșugată pentru trebuințe și, nevoile noastre ale tuturor. Ca să slăvim preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel mare și minunat, care cu bunătatea Ta cea nespusă și cu purtarea Ta de grijă cea bogată chibernisești viața omenească, Cel ce ne-ai dorit nouă bunătățile cele pământești, Cel ce apa cea amară din vremea lui Moise ai prefăcut-o în apă dulce pentru popor și apele cele vătămătoare din vremea lui Elisei, prorocul, prin care le-ai vindecat, iar apostolul tău, Petru, în vedenie, i-ai arătat poruncă să nu socotească nimic întinat și spurcat, însuși stăpâne Dumnezeule a toate. Prin însemnarea chipului crucii tale, curățește apa aceasta de toată necurăția și sfințește-o cu darul Duhului Sfânt, Amin. Spre a fi curată celor ce vor să bea dintr-o dânsă. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care miluiești și mântuiești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Te rugăm pentru Navrea Sfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Românului și Hai mai jos, hai mai... Încă ne rugăm ca să trimită binecuvântarea Ta asupra depozitului acestuia și asupra celor care vor bea din apa aceasta și pe Îngerul Tău cel milostiv ca să-i păzească de toate răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea Sfintelor poruncea lui Hristos, să ne dăruiască sănătate, zile îndelungate și întru toate să-i desfuleze. Pentru aceasta să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Felix, Aurel, Tereza, Irena, Ion, Adrian, Costică și Mirel. Pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și tot milosivirea, a cărei mile să ne asemănată și slavă ne-a ajunsă cu frică și cu cutremur, ca niște robi netrebnici, cu umilință, cădem acum înaintea Ta să aducem mulțumire bunătății Tale pentru binefacele care au fost revărsate asupra orașului acestuia, asupra locuitorilor lui și asupra robilor Tăi, Felix, Aurel, Tereza, Elena, Ioan, Adrian, Costică, Mirel, cu toată casa lor și cu milostivire și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire,
ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit ale să împlini cererile, așa și de acum înainte. Învrednicește, Doamne, pe toți care s-au ostenit aici a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândit ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește, Doamne, orașul nostru, pe cei care locuiesc într-o dânsul, pe toți cei care se ostenesc și lucrează în instituțiile acestei oraș, mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le lor pace și liniște. Și pe toți ne învrednicește întotdeauna grija cântație, celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul tău, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, zicând slavă ție Dumnezeul nostru în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt prea sfințite stăpâne, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților întru tot lăudaților apostoli. Cu rugăciunile Sfântului Erar Nicolae, ocrotitorul orașului acestui și acest așezământ, cu rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea românilor de pretutinde, cu rugăciunile binecredinciosului Voivod, Sfântul Ștefan cel Mare al Moldovei și a tuturor Sfinților români, ale Sfinților Drepților Părinți Ioachim și Ana, a căror sfântă pomenire facem astăzi, și ale tuturor Sfinților Tăi. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. În al preasfinția voastră, am încheiat prima parte a acestei slujbe și după cum ne-a sfătuit și ne-ați îndrumat, prin cabinetul Arhiepiscopiei în al preasfinției voastre, ați hotărât să se ofere în acest an unui om vrednic și binecuvântat care a adus o schimbare majoră în inima oneștenilor. Este vorba despre o diplomă de excelență pe care Arhiepiscopia Romanului o acordă domnului Felix Troie, director general al societății Raja S.A. Onești, pentru dăruirea și dragostea manifestate în sprijinirea activităților Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru promovarea valorilor spirituale, tradiționale și culturale ale neamului românesc. Semnează Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Totodată se acordă acest trofeu recunoștință pentru efortul depus ca noi să avem apă curată. Onești, 8 septembrie 2017. Și acum, bineînțeles că în eparhia Romanului și a Bacăului avem pe Sfânta Parascheva, care se prăznuiește în mod cu totul aparte, întrucât este ocrotitoarea tuturor românilor, dar cultul acestei cuvioase s-a satornicit pentru prima dată în Moldova medievală, pe timpul lui Alexandru cel Bun. Și de atunci cultul ei a sporit, urmând ca după 200 de ani să ajungă și moașterea acestei cuvioase, după cum bine știți, la ea. Dar cultul cuvioasei, fiind răspândit în centrul Moldovei, cu precădere la Roma și Bacău, bineînțeles Onești, n-a fost niciodată exclus din eparhia Romanului, cum oferim, domnule director, dacă binevoiți, să primiți această icoană, care este o copie din Catedrala Arhiepiscopală din Roman, din secolul al XV-lea, și să o așezați undeva într-un colț a acestui rezervor sau acestor rezervoare,
depinde unde vrei să o așezați dumneavoastră, ca să fie ocrotitoarea, să fie rugătoarea la milostivul Dumnezeu pentru toți cei care se osenesc, pentru lucru esențial care este în viața noastră, apa. Așa că vă oferem și să fie și izvor de apă, și apă curată și bună, dar și izvor de binecuvântare și izvor de har. Și apa de aici să fie totdeauna tămăduitoare și oneștenii să aibă conștiința că ei beau în fiecare de zi cu aghiazmă. Pentru faptul că apa este esențială pentru viața lumii, pentru viața noastră. Și mi-amintesc, domnule director și domnule primar și domnilor și doamnelor, că au fost cândva în istorie mai multe drumuri esențiale. Era drumul sării. Și când sarea era avea aceeași valoare cu aurul. Un kilogram de sare, un kilogram de aur, căutători de sare. De aceea Hristos ia ca simbol sarea. Și după aceea au venit drumurile acestea ale pelerinilor, care după Hristos mișcau dintr-o parte în alta a lumii, mergând în zonele sau în locurile unde erau sfinții. Și s-au deschis acele drumuri ale pelerinilor, care se găsește în Tretaie, în Europa și toate părțile lumii. Dar, Doamne ferește, să nu vie. Eu nu sunt un profet, ci un slujitor nevrednic al lui Dumnezeu, dar mă tem ca toate aceste drumuri care au devenit drumurile sării, drumurile pelerinilor sau drumurile pentru căutarea petrolului sau altor hidrocarburi pentru existența oamenilor să nu se transforme în drumurile apei. Să nu mai fie apă, atunci va fi foarte greu, pentru faptul că apa este și imaginea Duhului Sfânt. Pentru faptul că fără foc și apă nu se poate trăi. Pentru faptul că dacă este foc prea mult, soarele, totul se prăjolește. Apa venind în abundență și neregularizată, ea de asemenea aduce stricăciuni. Dar în mod egal și în mod când se trimite de Dumnezeu în lume, în toate părțile pământului nostru, ea aduce fertilitate, echilibru și aduce acea bună stare și bunăvoință între oameni. Deci să dea Dumnezeu ca cel puțin generațiile care vin sau secolele care ne vin să nu lipsească apa. Dacă se retrage Duhul Sfânt, atunci nu mai este nici apă. De aceea considerăm că este important să știm că toate vin de la Dumnezeu și toate sunt daruri care ni le dă Dumnezeu pentru bunăstarea și pentru ființarea noastră pe pământ. Așa că vă mulțumim din partea Centrului Eparhial, a preoților noștri, a credincioșilor, că aici, în partea aceasta a Onești, unde era deja o problemă, iată s-a statornicit prin bunăvoința dumneavoastră și prin toate investițiile care s-au făcut sub coordonarea administrației locale. A venit personal să binecuvântăm aceste eforturi și, bineînțeles, considerăm că Duhul Sfânt să acopere permanent, să se sălășluiască aici și niciodată să nu lipsească apa atât de trebuitoare pentru viața noastră a fiecăruia. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă felicităm. Dar pentru faptul că domnul primar a fost cel care a coordonat într-un fel, nu? Aceste, cred, vă oferim și dumneavoastră o icoană, cu Sfânta Mea și o carte pe care am scos-o noi, aici, tipărită la Onești, de asta am ținut să o vă ofer special aici la Onești. Această carte de poeme. Și noi v-am pregătit ceva pentru dumneavoastră, în semn de recunoștință și binecuvântările făcute. Primăria Municipiului Onești vă oferă o distinție, un brevet onomastic. Sperăm ca această zi să fie motorul sau începutul unor lungi binecuvântări, în sensul în care Raja a pornit pe un drum la Onești, dar are un drum lung. Lista de investiții trebuie să continue și după cum s-a angajat Raja Constanța la în privința investițiilor ce urmează să le facă la Onești prin domnul director general Felix Troie. Sperăm ca în 2-3 ani de zile Oneștiul să devină ceea ce ne dorim cu toții și anume perla Moldovei.
Suntem onorați și deosebit de încântați să vă avem în mijlocul nostru și vă mulțumim în mod special. Toate își găsesc rostul în creație, literă și cuvânt. Cuvântul în cuget, cugetul în simțire, simțirea în prezență. Arhiepiscopul Ioachim, în dragostea noastră. Într-o mulți binecuvântați și luminoși ani, în al prea sfintite Părinte Ioachim, arhiepiscop al Romanului și Bacăului. Semnificative, domnule. Aplauze. Felicitări. Felicitări. Înaltă voastră, din partea noastră a tuturor, celor care suntem aici prezenți, vă oferim ca semn al intrării sub umbra sărbătorii Sfinților Părinților Drepți Ioachim și Ana, act de aleasă prețuire din partea oneștenilor. Pământul e ca o lacrimă de stea colorată atât de frumos, care în septembrie zâmbește prin apă, flori și zbor, prin sărbătorile alese aducând slavă Creatorului. Iar noi cu bucurie vă dorim înalt preasfințite Părinte Arhiepiscop, într-un mulți binecuvântați și luminoși ani. Vă dorim multă sănătate și vă mulțumim pentru tot. Înalt preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dă-i, Doamne, viață lungă în pace cu sănătate, bună sporire în propovăduirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și în conducerea poporului celui binecredincios pe calea mântuirii și îl păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Crestăpânul și anfiere general, domnului primar, tuturor celor prezenți la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, bună sporire întru toate și îi păzește pe dâșii întru mulți ani. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În altă sfinția voastră aveam apă și nu era sfințită în casele oneștenilor. Vă mulțumim pentru această binecuvântare pe care ne-ați oferit-o. În ceea ce urmează, programul este următor. Vom merge să sfințim și cealaltă parte acestei unități, unde vom servi și un pahar de apă curat. Și între timp, părinții vor strâmpi doi preoți, de jur împrejur vor strofi această clădire și o vom sfinți, urmând ca cealaltă să facem o rugăciune specială prin binecuvântarea în al preasfinției voastre. Vă mulțumim în al preasfinția voastră. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnică.
și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm! Domnuiește! Doamne Dumnezeul nostru, care într-un cer de sus locuiești și sunt pe cei smeriți priveri, Cel ce ai binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacob și casa lui Putifar cu venirea lui Iosif, Cel ce ai binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea în ea a chipotului legii, iar în zilele venirii tale în trup, Hristoase Dumnezeul nostru, ai binecuvântat casa lui Zaheu însuți, binecuvântează casele acestea care s-au reînnoite spre slava ta și întărește pe toți cei care vor lucra și vor intra într-un acest așezământ. Și îi păzește nevătămați de cei protivi, ne trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău. Binecuvintează, Doamne, și înmulțește toate bunătățile în așezământul acesta și în toți cei care vor intra și vor lucra aici. Că ție se cuvine a ne milui și ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Să-L aminete! Binecuvintează, Doamne, casa aceasta, așezământul acesta, cu binecuvântarea ta ce cerească și prin stropirea cu această apă sfințită și ungerea cu un de lemn sfințit. În numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, Tu ești, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, fă ca împreună cu noi, slujitorii tăi, să intre și sfinții îngeri care împreună cu noi slujesc și împreună slăvezi bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Intravă în casa ta, închinamă-vă spre Sfântă Biserica ta. Întoiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra mea, poporul tău și binecuvintează asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Da, să serviți un par de apă împreună cu domnul primar și cu domnul Feric. Acum e. Da, ne. Într-o mulțare,
și de azi de 10 ori mai bună pentru că ați sfințit-o dumneavoastră. Amin. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Foarte bună, pentru faptul că apa, într-adevăr, e H2O, hidrogen, 2, oxigen. Însă, de astăzi, mai are impregnată și germenii învierii. Pentru faptul că, dincolo de formula chimică a apei, e bine, este și un har care vine asupra ei, acela nu este detectat, indiferent câte mijloace moderne am avea. Pentru faptul că este prezența Duhului Sfânt. Din punct de vedere, cum am spus, biologic, chimic, este în ceea ce este. Dar, într-adevăr, acel har nu-l depistăm decât cu, nu cu microscopul, ci cu dimensiunea credinței. Să aveți credință și locuitorii și cei care au făcut acest, au reunuit acest așezământ al apei, să fie, într-adevăr, conștienți că Dumnezeu are grijă de noi. Să ne ajute Dumnezeu și să ne binecuvânteze. Vă mulțumesc de suflet. În altă prezenția voastră, am ascultat cu multă atenție vorbele pline de înțelepciune pe care ni le-ați adresat. Eu sunt un om de pe Valea Buzăului. Părinții mei erau învățători de țară și m-au crescut în spiritul dragostei față de Dumnezeu. Eu mi-am crescut copiii la fel și m-am ascultat cu atenție și cu respect, cu iubire, cu credință. Și ați spus, printre alte lucruri înțelepte, un lucru la final, care trebuie să ne stea în suflet și să fim foarte atenți la el. Din păcate, așa este, cum a spus dumneavoastră. Viitorul război, și nu prea îndepărtat, va fi purtat pentru apă. Viitoarele războaie. În multe regiuni ale lumii, apa a devenit mai scumpă decât aurul, este tot mai rară, tot mai greu de găsit, se strămută populații întregi și, din păcate, nici în România trăim cu toții cu impresia că Dumnezeu ne-a dăruit atâta apă că putem să ne batem joc de ea, să ne îngrijim, să ne respectăm, nu e așa. Apa bună de băut este tot mai puțină. Și dacă nu avem grijă de ea și dacă nu o respectăm și dacă nu o drămuim, vom ajunge în perspectiva anilor 2030, am zis bine 2030, nu 2300, să tânjim după zilele din 2010, din 2017. Este o sarcină grea a noastră, a celor care lucrăm în domeniul apei. Compania noastră este o companie prezentă în 8 județe din România și este o companie de top în România. Este o companie publică, cu capital integral de stat, dar o spun cu mândrie și cu respect, să nu o luați ca lipsă de modestie, și cu cei mai buni specialiști din România. De astăzi, eforturile noastre vor fi și mai spornice și mai eficiente, datorită impulsului pe care ni l-a dat prezența dumneavoastră. Eu vă mulțumesc din tot sufletul. Este lucrarea dumneavoastră, cu siguranță, ne va mobiliza și ne va face să acționăm mai hotărât, mai bine. Îi respectăm pe cetățenii din municipiul Onești. Am un respect deosebit pentru domnul primar, pentru părintele Protopop. Am venit la Onești să facem un serviciu de calitate. Am asigurat din prima zi apă timp de 24 de ore. Cu eforturi extraordinare, pentru că astăzi dumneavoastră sunteți în... într-o ambianță frumoasă. Acum 100 de zile, 100 de zile sunt de când am venit la Onești, aici era ceva ca după războiul mondial. La propriu, nu la figurat. Și uitați-vă, 100 de zile, Dumnezeu lucrează prin oameni. Ce au putut să facă colegii mei, secția de construcție a companiei noastre, nu sunt constructori angajați, lucrând în 3 schimburi și sâmbătă și duminica, am adus această gospodărie de apă, o componentă foarte importantă a sistemului de apă. De fapt, aici începe totul. Am adus această gospodărie de apă la nivelul Europei Occidentale. Nu ne oprim. Sperăm că în 2 ani de zile să vă invităm să vedeți cea mai modernă stație de epurare din România, singura stație cu tehnologie pe membrane, tehnologie generală electrică americană. Și între timp, așa cum o să prezentăm cu ajutorul unor panouri elocvente. Între timp, am început un proiect care se apropie deja de 50 de milioane de euro pentru modernizarea rețelelor de apă și de canalizare. Cu ajutorul lui Dumnezeu,
o să le ducem la bun sfârșit și o să vă rugăm de fiecare dată când avem de ce să dăm raportul cetățenilor, să fiți alături de noi și să ne certați, să ne apreciați cum o să fie situația. Vă mulțumesc! Bravo, bravo, felicitări! Vă mulțumesc! Dumnezeu să vii! Domnule primar, deocamdată avem apă, lucru esențial. Fără pâine se poate trăi ceva mai mult. Fără apă 3-4 zile. Asta, da. Deci, fără apă nu. Doctorii spun, fără apă maxim 3-4 zile. Da. 3-4 zile, asta este. Da, și mai ales că așa de frumoasă și așa de bună, să dă Dumnezeu să se reverse și bunătatea Lui în inimile noastre. Felicitări! 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 În cele ce urmează, vă rugăm pentru să se organizeze pentru sala de conferințe și dumneavoastră și cu domnul Felix și domnul Prăcăsitor au desfințit aici o altă hală foarte frumoasă și de acolo să ne așezăm, da? Bine, vă mulțumim! Vă stică pe aici, dacă eu am făcut. Doamna este soția de la sticlărie, care m-a spus că a făcut cadou. Da, ce frumos. Să vă binecuvânteze. Au și un pomen. Să fie binecuvântarea. Este Doamne, ce era aici? Erau niște pași. Thank you.
De zile de când am preluat serviciul de apă și canalizare în municipiul Onești. Vă putem arăta rezultate concrete în activitatea de dezvoltare a sistemului de apă și canalizare și vă putem prezenta stadiul dezvoltării programelor de investiții. Compania Raja din Constanța, după preluare, a oferit serviciul de calitate oneștenilor 24 de ore din 24, activitate care se desfășoară în cadrul centrului zonal Onești, înființat după preluare. O altă preocupare este dezvoltarea proiectelor de investiții în cadrul programului operațional Infrastructură Mare, program de dezvoltare investițională cu finanțare europeană și din bugetul de stat. Cum am prezentat graficul de activități, în luna iulie a fost lansat pe SEAB documentația de atribuire a consultanței pentru pregătirea aplicației de finanțare, respectiv de elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de lucrări. A apărut pe SEAP în 18 august. Urmează ca pe data de 21 septembrie, dată finală de primire a ofertelor din partea consultanțelor care intenționează să se angajeze în dezvoltarea acestui proiect, în pregătirea aplicației de finanțare respectivă a documentației de atribuire. Pe 21 septembrie urmând a fi deschise ofertele. Deja avem intenții din partea mai multor firme de consultanță. Unele din ele au cerut clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire a contractului de consultanță. Mergem pe soluția pe care v-am prezentat-o de la început, nu întârziem nicio zi în ceea ce privește derularea programului, a graficului de activități, așa că până la sfârșitul lunii septembrie, respectiv cel târziu mijlocul lunii octombrie, vom fi în măsură să atribuim contractul de consultanță. Are ca perioadă de elaborare a documentației de atribuire 6 luni de zile, ceea ce înseamnă că, mergând pe dezvoltarea capitolului de documentații de atribuire, începând cu luna martie, imediat după sezonul de iarnă, când lucrările presupune o activitate posibilă, săpături și alte activități din punct de vedere al dezvoltării investițiilor, să se poată lucra începând cu luna martie, aprilie, în funcție de sezon de vreme, să putem să începem lucrările. Avem rugămintea și către dumneavoastră să transmiteți, avem rugămintea către oneșteni să manifeste înțelegere în ceea ce privește dezvoltarea investițiilor noastre. Este vorba de lucrări de săpătură. Sunt artere, străzi înguste,
unde trebuie să introducem conductele, va fi un disconfort, un disconfort calculat pe care noi de la început îl luăm în calcul, încercăm să-l minimalizăm. Vom anunța pe fiecare stradă când încep lucrările, care este durata lor de execuție, ca fiecare să cunoască la ce disconfort este supus. Constructorii vor avea obligația de a reduce zona de execuție a lucrărilor. Vor fi săpături pe străzi la intrarea în curți, în blocuri, au obligația de a facilita accesul, dar vor fi probleme din punct de vedere al autoturismului, al mijloacelor de transport. Pe perioada execuției trebuie să înțelegem cu toții că sunt situații pe care trebuie să le luăm în calcul, ca atunci când ridicăm pretenția unui serviciu de calitate în ceea ce privește apa potabilă, curățirea apei uzate și transportul ei către stație de epurare, trebuie să trecem printr-o perioadă de execuție a lucrărilor. Așa că rugămintea către dumneavoastră să transmiteți tuturor românștenilor preocuparea noastră de a minimaliza timpul de execuție a acestor lucrări, mai devreme de luna noiembrie 2019, practic este imposibil, este termenul limită la care noi ne-am orientat să finalizăm lucrările, dar mai devreme nu se poate, este vorba de tehnologia care trebuie parcursă, este vorba de procedurile legale care trebuie să respectate. Mai devreme nu o să putem să finalizăm și ne angajăm ca la această dată, în măsura în care toate procedurile vor fi derulate în mod corespunzător legal, în termenele minimale posibile, autoritățile și deținătorii de utilități să ne sprijine în ceea ce privește obținerea avizelor, autorizațiilor de execuție acestor lucrări, noi ne angajăm că vom reuși în termenul ăsta să finalizăm, să dezvoltăm un sistem performant, modern, de care oneștenii au nevoie și vor beneficia începând cu sfârșitul anului 2019. Acest program investițional, după cum v-am adus la cunoștință și anterior, vizează sistemul de alimentare cu apă, atât reabilitarea acolo unde afară ați văzut cum arată, trebuie să înlocuite nu numai pentru că sunt pierderi, dar și calitatea apei este periculitată. Extinde acolo unde nu există apă potabilă, conform directivelor europene, până în 2020, suntem obligați să asigurăm furnizare de apă potabilă la toată populația și să prestăm serviciu de curățare a apei uzate și epurarea ei, de versarea în condiții de mediu propice, într-un emisar. Avem condiții, este râul Trotuș. Așa că vom avea un sistem de alimentare cu apă în care, pe lângă rețeaua de captare, transport, intră și rețeaua de depozitare. Mai devreme ați văzut depozitele de apă, de tratare a apei potabile, alături este și instalația de tratare a apei potabile, și de transport, livrare, până la robinete, indiferent la ce înălțime se află în municipiul Onești. De asemenea, în ceea ce privește tratarea apei uzate, avem atât
lucrări de reabilitare a celei existente și care înregistrează condiții precare de transport, ca și extindere a rețelei de canalizare acolo unde nu este, întreaga apă uzată urmând a fi transportată către stația de epurare pe care o vom construi tot în cadrul acestui proiect, stație de epurare modernă. Mai devreme, domnul director general Sfântului Felix a adus la cunoștință că vom face prima stație de tratare a apelor uzate, prima stație de epurare din România, cu tehnologie membrane. Este o zonă, Oreștiu este o zonă industrială, cu ape industriale și această tehnologie de epurare, de tratare, este conferă condiții de tratare și de versare în emisare, în trotuș, a unei ape curate, fără riscuri de contaminare, fără riscuri de germeni patogeni, biologici și de altă natură. Este o tehnologie modernă, se practică în alte state dezvoltate, chiar și în estul Europei, a început să apară în Ungaria. Firma General Electric a construit o fabrică de membrane. S-au specializat firme în Ungaria de proiectare a unor astfel de sisteme de tratare ape uzate. Am fost documentat. Avem sprijinul total din partea partenerilor și colegilor noștri din Ungaria în ceea ce privește proiectarea unei astfel de stații și pregătirea personalului nostru pentru operarea unei astfel de tehnologii, a unei astfel de stații de epurare. În acest mod, spunem că la sfârșitul lui 2019, începutul lui 2020, Oneștiu va dispune de cel mai modern sistem de apă și canalizare, precum și de tratare a apelor uzate, cel puțin din zonă și după cum v-am prezentat, în ceea ce privește stația de epurare, va fi prima din România. Și pentru noi este un pionierat. Suntem în analize, studii, dialog cu parteneri atât din Statele Unite ale Americii, cât și din Ungaria și ne vom specializa în astfel de tehnologii ca de acum încolo să putem să dezvoltăm ce este mai nou în domeniu, în lume. Acesta, deci, este programul nostru investițional. În paralel, Raja va investi din fonduri proprii pentru mentenanță, pentru înlocuirea unor segmente de conducte, a unor instalații învechite, care trebuie menținute în funcțiune și folosite pentru prestarea unui serviciu de calitate. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, solicitări, clarificări, vă stau la dispoziție. Florin Tănase, de la Presa Oneștilor. La ultima ședință de Consiliul Local s-a luat în discuție și o contestație pe care Raga a făcut-o referitor la evaluările făcute pentru activele preluate. Va conduce asta și la o diminuare a redevenței plătite către municipalitate? În ceea ce privește redevența, în cadrul contractului de delegare a serviciului, este foarte clar stabilită valoarea și este în funcție de cota de participare, de activele pe care le-a pus la dispoziția operatorului în vederea operării. Este vorba de beneficiu pe care Oneștiu l-ar realiza dacă ar presta
singur serviciu și ceea ce înseamnă beneficiul oferind unui operator specializat să, să presteze serviciul de apă și canalizare în localitate. În ceea ce privește redevența, nu se schimbă. Este un contract între Ponești și operator, este stabilit procentual, el trebuie să rețineți că este folosit pentru dezvoltare, conform cadrului normativ, redevența de care Oneștiu are dreptul să o folosească în contractul de delegare a serviciului, trebuie folosită exclusiv la dezvoltarea sistemului. În acest sens, având în vedere și programul de dezvoltare cu finanțări europene, condiționalitățile impuse de finanțatorii externi, operatorul trebuie să constituie un fond de dezvoltare atât a investițiilor, cât și un fond de garantare a împrumuturilor pe care le ia în vederea dezvoltării investițiilor. Aceste redevențe vor fi folosite în acest sens și urmează să facă obiectul relațiilor contractuale dintre primărie, dintre Onești și operatorul Raja. Da, altă întrebare? Da. Vorbeați de pierderi și se vorbește de pierderi. Sunt calculate, se știe procentual valorii. Se poate vorbi? Se poate spune? Da. Orice operator ia în calcul cel puțin 5% din ceea ce produce ca pierderi. Deci este un procent minimal care din start, indiferent cât de performant ar fi, este luat în calcul. Asta am întâlnit-o și în Franța, am fost de curând la o companie din Franța, este a doua în lume ca și dezvoltare, performanță, și în Statele Unite și peste tot se ia în calcul, este un procent de început pentru pierderi. După aceea intervin pierderi fizice care țin de sfărturi, inclusiv evenimentele neplăcute, când s-a spart o conductă, trebuie să oprească, se golește întreaga rețea, se umple la loc, intră la pierderi. Și astea sunt pierderi fizice. Sunt pierderi comerciale, unde nu se plătesc facturii, se plătește mai puțin, sunt furturile și trebuie să le luăm în calcul și pe acestea, că sunt reale, țin de serviciu și de beneficiari, atât agenți economici, cât și persoane fizice care bypassează tot felul de activități, furturi ale apei, intră și acestea la pierdere. Orice operator își ia în calcul modalitățile de a pierde și modalitățile de soluționare, de rezolvare, de diminuare a lor. Pe fiecare categorie de pierdere, de modalitate de a pierde, se iau în calcul și măsurile care trebuie luate pentru reducerea acestora. În ceea ce privesc pierderile fizice, inițial și cel mai avantajos este dezvoltarea sistemului, modernizarea lui, înlocuirea prin reabilitare a porțiunile de, a porțiunilor de conducte vechi, înciuruite, de zone care, din punct de vedere fizic, sunt improprii și produc pierderi. Aceste programe investiționale vizează în acest sens reducerea pierderilor. Analizele cost-beneficiu, ca și tehnice, care le fac consultanții,
vizează starea sistemului, procentul de pierderi și prin proiectare urmărește eliminarea pe cât posibil 100% a acestora. La început, pe practic, este imposibil, dar în calcul, prin proiectare, se ia eliminarea a cât se poate mai mult din pierderi. În ceea ce privește pierderile comerciale, Raja are un sistem care în ultima perioadă a fost perfecționat, atât în ceea ce privește facturarea, contractarea tuturor beneficiarilor și, de ce nu, identificarea furturilor. Pe fiecare din segmente este direcția economică care urmărește fiecare cent să fie folosit cu eficiență și să fie valorificat așa cum este programat când a fost investit. Avem serviciul de contorizare, de urmărire ca fiecare beneficiar al serviciului să primească apa și să-i se curețe apa uzată la nivelul de pretenție a fiecărui om și mai ales la nivelul secolului 21, dar în condițiile în care este înregistrat corect, este în evidență, are un contract în baza căruia primește serviciul din partea operatorului. Avem o direcție juridică care este bine organizată, atât din punct de vedere al contractării, cât și din punct de vedere al urmăririi debitorilor, al recuperării fiecărui ban, pe căi legale, juridice, la care fiecare persoană, beneficiar sau angajat al companiei, poate să-și spună punctul de vedere și să primească un verdict corect, legal. Deci, acum, de ultimă perioadă, avem în preocupare reducerea pierderilor printr-o serie de activități tehnice. În studiile pe care le-am făcut, întâlnirile cu parteneri externi, operatori de renume, cum este și compania la care am fost de curând, am avut ocazia să luăm la cunoștință cu modalități tehnice de ultimă oră, care permit cunoașterea din timp a pierderilor. Sunt sisteme electronice, SCADA, care spun, de monitorizare a funcționării sistemului de apă și canalizare, care permite în mod direct, imediat, să ia la cunoștință de o situație tehnică care duce la pierderea apei. Fie ea o spărtură, un furt funcționare și furt de apă fără să fie cunoscut, sunt sisteme electronice care permit astfel de activități de cunoaștere și care duc în final la măsuri tehnice de reducere a lor. Noi nu suntem ca această firmă de care tot pomenesc, urmărește circa 2 milioane de conturi din întreaga lume. Este un laborator în Franța care vede imediat dacă la Singapore, dacă la Londra, dacă la Moscova chiar au și în alte state, într-o anumită zonă, care apometru înregistrează pierderi. Și imediat intervine cu măsuri tehnice. Deci, pierderile, vreau să subliniez că fac obiectul activității noastre, pierde compania, este în detrimentul unui serviciu de calitate. Dați-mi voie să dau cuvântul domnului primar Inapiuc, beneficiarul, reprezentantul beneficiarului nostru, care, în mod sigur,
ne poate spune ce reprezintă serviciul de apă și canalizare după preluarea lui de către Raja și cu care suntem permanent în dialog prin colegii noștri de la Onești și, bineînțeles, prin conducerea companiei noastre. Da, vă mulțumesc frumos, domnule director, domnule director general Stroie Felix, domnule primar, domnilor directori, stimați angajați ai companiei Raja, domnilor consilieri locali, dragi oleșteni, iată că așa aranjează Dumnezeu lucrurile, când e să fie bine, e bine. Nu întâmplător sau cred că tot Dumnezeu a rânduit ca astăzi, la 100 de zile de când Raja și-a început activitatea la Onești, vedeți, tot anul acesta se împlinesc 100 de ani de la primul război mondial. Deci, o asemănare foarte bună pentru România și pentru Onești. Nu pot să fac decât să mă bucur că în aceste 100 de zile Raja a reușit să demonstreze că la Onești au propus și vor reuși să facă ceea ce își doresc oneștenii de mult timp, adică un serviciu public de alimentare cu apă și canalizare care să fie apreciat și care să satisfacă toate exigențele consumatorului, beneficiarului de rând. Lucrurile astea nu s-au făcut, n-au venit de la sine și nu s-au făcut foarte ușor. Tot ceea ce se construiește, se construiește cu mult efort. Vreau să vă spun că toate investițiile făcute de către Raja până acum în municipiul Onești au fost făcute prin efort bugetar, efort economic propriu al companiei, Consiliul Local Onești, Guvernul României și fonduri europene până acum nu au susținut ceea ce au făcut deși. Dar cred că v-a spus domnul director, sau dacă nu, o să vă spună domnul director general Felix Stroie, ce urmează să facă Raja în municipiul Onești pe fonduri europene. Este vorba de investiții de aproximativ 50 de milioane de euro, care vor începe foarte curând și se vor finaliza în câțiva ani, unele lucrări chiar în 2 ani. Vorba de stație de eburare a apelor uzate, vorba de refacerea infrastructurii de apă și canal și lucrări de mentenanță până atunci, bineînțeles. Este bine să lăsăm să vorbim prin fapte. Raja vorbește prin fapte. Primarul municipiului Onești trebuie să vorbească la fel prin lucruri concrete, prin realizări și nu spun vorbe goale. Într-o 100 de zile nu pot decât să-i felicit în numele locuitorilor municipiului Onești pentru ceea ce au făcut și să le spun că așteptările noastre sunt la fel de mari precum serviciile pe care deși le pot presta. Avem așteptări mari de la Raja, dorim ca tot ceea ce și-au propus și tot ceea ce ne-am propus împreună să se finalizeze într-un timp relativ scurt și această problemă apei să fie rezolvată odată pentru totdeauna în municipiul Onești. Este proiectul cel mai important, zic eu, din mandatul meu de primar. Este proiectul cu care mă mândresc și este un proiect care sigur va rămâne în istoria municipiului Onești. Țin să le mulțumesc tuturor angajaților Raja, dar în mod special țin să-i mulțumesc domnului director general Stroie Felix, pentru că a înțeles că municipiul Onești are nevoie în aceste 100 de zile și în viitor de investițiile Raja și a înțeles că tot ceea ce se face aici se face pentru Onești, pentru România și pentru niște oameni care în ultimii ani, din păcate, au suferit în această privință. Mă bucur că consilierii locali au înțeles și au fost alături de primarul municipiului Onești într-un moment foarte important pentru comunitate. Mă scuzați. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă am fi parcurs un alt drum. Nici nu vreau să mă gândesc. Este bine să privim înapoi, dar este foarte important să ne gândim ce avem de făcut de acum înainte. Eu să vă spun sincer, mulți dintre dumneavoastră mă cunoaște, sunt un om foarte, foarte realist.
Nu mă îmbăt cu apă rece, chiar dacă e de la raja apă rece. Și știu că lucrurile importante se fac cu foarte, foarte multe sacrificii. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect și urez succes și spor la treabă companiei Raja în municipiul Onești și sperăm să ne revedem peste 2 ani de zile cu investiții masiv, cu proiecte finalizate pe care, de care să ne bucurăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult! Bună, bună seara, dragi invitați, stimați invitați, dragi prieteni, domnul primar, domnul consilieri, domnul ziariști, vă mulțumesc din suflet că la 100 de zile de la semnarea contractului de delegare de gestiune suntem împreună pentru a vă prezenta un raport preliminar asupra activității noastre în această perioadă. Este în continuare o provocare extraordinară, o luptă a noastră cu timpul, o cursă contra cronometru, pentru a realiza înainte de termen ceea ce ne-am angajat în fața dumneavoastră. Acum 100 de zile, când am intrat în Onești, am promis că o să dăm apă 24 de ore din 24. Cred că este o promisiune realizată. Din păcate, sistemul este într-o stare tehnică precară. Este nevoie în continuare de foarte multe reparații și îmi cer scuze pentru faptul că trebuie să intervenim, să înlocuim, să reparăm. Mai este în continuare foarte mult de făcut în acest domeniu. Și nu avem ce face. Gospodăria de la Cușuri, gospodăria de apă, unde ne aflăm astăzi, acum 100 de zile, care v-a citat pe fotografiile acelea din pe palmăurile și o să vă invit să vă uitați pe fotografie, acum 100 de zile era ca după un bombardament. Parcă era prin război și se terminase războiul și ce era aici era fai de mamă de om. Astăzi, după 100 de zile, de 100 de zile de muncă în 3 schimburi, fără sâmbete, fără duminici, vedeți o gospodărie de apă reabilitată, reparată, retehnologizată, așa cum trebuie să aibă un municipiu, așa cum trebuie să fie un serviciu de apă în secolul 21. Este un punct foarte important, este punctul central al sistemului de apă și canalizare, de aceea acordăm în continuare toată atenția. Vreau să știți că în acest sistem de... în această gospodărie de apă de la Cuciuri, am investit până astăzi, și vreau să știți că există comisii, și noi avem o comisie, și Consiliul Local a numit o comisie, toate aceste lucruri se verifică, ceea ce ne spune dumneavoastră, se certifică. Până astăzi am investit în reabilitarea gospodăriei de apă de la Cuciuri, 1.893.931 de lei. Aproape 19 miliarde de lei în lei vechi. Fondurile companiei noastre nu sunt fonduri municipale, guvernamentale sau fonduri europene. Și în ce am investit, cred că se poate vedea. Am investit în sistemul de apă și canalizare pentru a repara, pentru a monta, pentru a contoriza serviciul de apă, am investit 1.882.286 de lei. Aproape 19 miliarde de lei. Toate aceste lucruri sunt certificate, sunt verificate, se verifică permanent. Am făcut diverse reabilitări, am avut clădiri administrative, care sumează peste 7 miliarde și jumătate de lei vechi. Nu numai că aceste investiții de aproximativ 6 milioane, dacă aș citi toată această pagină, de milioane de lei, nu numai că au fost realizate din fonduri proprii, dar municipiul Onești nu a mai cheltuit niciun leu pentru a ține în funcțiune sistemul de apă. Sumele pe care le-a dislocat sunt folosite cu siguranță în folosul cetățenilor în alte domenii. Dar refacerea tramei stradale, pentru că dacă am trebuit să intervenim în sistemul de apă să-l reparăm, trebuie să refacem la loc trama stradală, că ne împușcă domnul director Paris. Refacerea tramei stradale
ne-a costat 3 miliarde pe care i-am plătit până astăzi întreprinderii domeniul public și privat omenești. Noi nu lucrăm cu TEX, am promis să lucrăm cu întreprinderea primăriei și până astăzi am plătit întreprinderii primăriei 2.959.000 de lei ca să ne refacă tramastrada. Iată că, virgulă, în mod indirect, contribuim și la bugetul administrației publice locale. Suntem un contribuabil important. Am început, vă spuneam data trecută, stimați invitați, v-am arătat un grafic cu toate investițiile care se fac în sistemul de apă, sistemul de canalizare, stația de epurare. Și vă spuneam că până la data de, deja s-a publicat anunțul de contractare a consultanței care să facă proiectul. Acum este procedura de achiziție. Suntem deja în grafic cu programul pe care l-am prezentat în urmă cu ceva timp. Cu siguranță vom face tot ce am promis în mandatul domnului primar Gnadiu, înainte de expirarea mandatului. Vreau să știți că împreună cu domnul director Preda am fost în Ungaria să vă promiteam că o să facem cea mai modernă stație de epurare din România. Am fost în Ungaria să vedem niște stații de epurare cu tehnologia pe membrane. Adică nu mai sunt bazinele alea care le știți uriașe, mă rog, nu mai este fermanul clasic. Este o tehnologie ultramodernă, tehnologia pe membrane. În final, membranele sunt atât de fine, încât nici bacteriile nu mai pot trece prin acele orificii. Este apă de o puritate 99,999%. Am fost de-am documentat. Și acum, achiziționăm consultanță pentru asemenea stație de epurare. La Onești vom construi prima stație de epurare cu tehnologie pe membrane, tehnologie General Electric americană din România. Domnul director Jar, dacă îmi permiteți. Domnul director Jar poate confirma că la una din stații la care am fost, la final, înainte de deversare, era un robinet. Șeful stației ne-a prezentat, a ajuns acolo și a zis, pe aici trece, asta e conducta și era robinet. O piuvet acolo, luat un pahar, a băut, asta este apa care o deversăm în emisar, în râu. Și a băut un pahar cu apă. Că nu e din epurare? Bă, da, asta este la final, tratată cu membrane. E apă potabilă, bună de băut, luăm de aici. Lua și fructe, le-am spălat cu apă de aici. Dacă este așa, ia să o gust și eu. Niciun miros, gustul de apă normală, și-am băut și un pahar cu apă. Domnul director a avut curaj, eu n-am avut curaj totuși, am făcut. Dânsul a băut, deci era apa care rezulta în final de la epurare. Ne-a dat câteva sticle, pe urmă, de rușinea de sus sticle și am luat și eu câteva acolo, absolut senzațional. Sunt industriale, da, era un oraș, acum mai în industrie. Și era un oraș așa de vreo 60.000 de locuitori, că am vrut să fie comparabil cu Oneștiu. Și o să aveți această stație de epurare pe membrane, poate cea mai modernă din partea asta de est a Europei. Ne vom ține de cuvânt cu tot ceea ce am promis. Aș vrea să mulțumesc presei pentru că a prezentat eforturile noastre și aș vrea să vă rog în continuare să ne prezentăm obiectiv. Să fim certați când trebuie să fim certați, dar să spunem și un cuvânt bun atunci când trebuie, când este cazul. Pentru că se fac cu niște eforturi omenești și materiale extraordinare. Absolut extraordinare. N-are nicio legătură cu activitatea politică, activitatea companiei de apă. Apa nu are culoare politică. Nu este nici PNL, nici PSD, nici Partidul Mișcarea Populară, nici altă partidă. Este apa de calitate pe care trebuie să o consume toți cetățenii municipiului Onești. Și atunci am vrea ca lucrurile bune să ajungă la cunoștința cetățenilor, pentru că atunci se știe că nu au fost promisiuni de șarte, cum li s-au făcut de atâtea ori în ultimii 27 de ani, ci pentru prima dată, iată, un primar serios și o companie serioasă respectă oneștenii și se țin de cuvânt. Eu, cu siguranță, sunt un om cu tâmple albe, o să mă întâlnesc cu dumneavoastră cu fruntea sus, știu că îmi voi ține cuvântul și nu o să am de ce să mă rușinez,
niciun moment în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc că sunteți în seara asta alături de noi. Vă rog să vă uitați pe cele câteva panouri care vorbesc de la sine. Cum ne uităm așa, în dreapta este panoul cu anunțul, vă rog, acela dacă ați vrea să-l fotografiați, cu anunțul care a fost publicat în mijloacele de publicați, de publicare, în Jurnalul Uniunii Europene, în SEA, în toate sistemele de publicitate, proiectul Onești a pornit la drum. Doamne ajută! Mare, care... Mulțumesc pentru invitație, am participat și la cealaltă întâlnire. Mă bucur să fiu aici astăzi și să văd de modul de lucru al dumneavoastră. Vă felicit, domnul președinte, pentru faptul că sunteți aici la Onești foarte des și am spus și data trecută. Am văzut că mai multe ori pe dumneavoastră la noi aici în teritoriu decât directorul de la CRAB, operatorul nostru. Doresc să vă spun că Târgovna și Slănic Moldova sunt interesate în continuare să colaboreze cu dumneavoastră, pentru că în aceste două localități și în localitățile din aval de Târgovna este foarte necesară doar sursă de apă. Având în vedere că noi suntem doar la sursa de la Valea Uzului și o avarie care a văzut că este destul de des întâlnit acum, a doua sursă a rezolvat problema pe care avem noi la Slănic Moldova și Târgovna. Noi am apelat la operatorul Bacău și deci a spus că nu este oportună această problemă, dar pentru noi este o problemă pentru care trebuie să găsim un operator și numai un operator autorizat să rezolvăm această problemă ape, care cred că ar fi de interes și pentru Onești, având în vedere că localitatea se află în aval de Târgovna Slănic și spuneam și data trecută că Grăiești și Târgu Drotușu, două comune care au avut probleme cu apa și sunt interesate să rezolve aceste probleme. Pentru că noi primarii suntem obligați să rezolvăm problema apei în localitățile noastre. Și fiind al doilea operator în județ, sigur că ne uităm cu mare atenție la ce faceți dumneavoastră și viitorul va hotărâ cine a înțeles să se gândească și la cetățeanul care, până la urmă, este plătitorul acestor servicii. Vă felicit, îl felicit pe domnul primar pentru alegerea făcută. Mă bucur că văd mai vesel acum. Era foarte trist. Și Oneștiu are o problemă veche a apei și văd și domnule Mar aici. De urmă, de 20 de ani a Oneștiului, se pare că este pe un drum bun. Și mă bucur că eu am la mine și m-am uitat înainte de a veni aici graficele. N-am mai văzut un grafic de investiții dinainte de 89. Și m-am uitat acum când am plecat și văd că sunteți în grafic, domnul președinte. Pentru că am zis că le-ați adus atunci pentru presă, dar sunteți în grafic. Vă felicit, vă urez mult succes. Și să știți că și cei din Amonte de Târgu Ocna, aflând că astăzi vin aici, vorbesc de colegii de la Mănești, Comănești, sunt interesați de ce faceți dumneavoastră aici. Pentru că sunt multe probleme cu operatorul nostru, așa doar ca fapt divers, pentru presă. Noi avem mai multe procese cu operatorul nostru, unde noi suntem acționari, decât ne-am gândit vreodată. Vom vedea instanțele cum vor soluționa aceste probleme, dar în loc să discutăm și să facem un serviciu, să prestăm un serviciu de calitate cetățenilor, avem tot felul de procese. Chiar o localitate din Amonte de dumneavoastră, astăzi au avut conturi blocate, chiar de operator de apă. Nu cred că este o modalitate corectă de lucru, fiecare face ce crede, mulțumesc, voi fi tot timpul un sprijin în activitatea pe care noastră o faceți. Fericit pe veștenie, domnule primar, mă bucur, vă mulțumesc vesel și vă urez un succes. Trebuie, mi-ați ridicat mingea la fireu. Haideți să mi-ați ridicat mingea la fireu, nu eram trist, eram foarte îngrijorat. Pentru că foarte puțini înțelegeau, aș folosi un cuvânt, dar evită cu această ocazie, în ce oală ne aflam. O situație foarte, foarte, foarte complicată pentru municipiul Onești. Se înțelege ușor. În 6 luni de zile, comunitatea a pierdut 30 de miliarde de lei vechi pentru a susține serviciul de apă și canalizare.
în aceste 6 luni de zile, 30 de miliarde cu care am fi putut să facem foarte multe lucruri pentru orașul nostru. Puțini înțelegeau în ce situație ne aflăm și ceea ce era foarte, foarte greu de înțeles și de explicat era faptul că în municipiul Onești nu se regăsea nici unde pe master planul de investiții pe apă în județul Bacău. Atenție ce vă spun. Adică ultimul tren îl pierdeam. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar poate ne poate răspunde cineva la întrebarea asta și mie și tuturor dumneavoastră, cum am fi putut noi ca și municipiu să ne mai continuăm viața fără apă. Că asta se întâmpla. Fără o investiție pe un master plan pe fonduri europene, din surse proprii sau guvernamentale, nu poți să refaci infrastructură de apă. Oricine încearcă să mă convingă privind aspectul ăsta, nu are cum. Deci lucrurile merg într-o direcție bună și profit de ocazie, chiar vreau să-l invit pe domnul director general să facem o fotografie lângă acel panou care îi simplifică foarte clar că consultanța deja este pe portalul de achiziții publice și aștept următoarea fotografie tot lângă un astfel de panou când lucrările propriu-zise de reabilitarea sistemului apar pe site-ul de achiziții publice. Sunt sigur că se va întâmpla repede lucrul acesta și pentru toate acestea mulțumesc tuturor încă o dată celor care au avut inima și gândul bun pentru Onești. Mulțumesc mult! Și vă invităm să bem împreună un pahar de apă de la Gospodăria de Apă de la Fuciu.